Bun găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Nu trebuie să ne temem de Finlanda. Acesta este mesajul ferm pe care vor să-l transmită tricolorii. Pentru că nu au rupt gura târgului în primele două jocuri oficiale, elevii lui Edi Iordănescu vor să-și ia revanșa cu Finlanda. Se anunță un adevărat vulcan în Giulești. Meciul se va disputa cu casa închisă. Se mai găsesc bilete doar pentru returul cu Muntenegru. Consider că vom avea în față mâine cea mai completă echipă din grupă. Spun asta cu tărie, analiza este făcută. E o echipă care deja are un nucleu format, cu experiență de turneu final, sunt ani de zile de când joacă împreună. La o echipă bună, nu cred că au prea multe individualități, dar cred eu că au o echipă bună, organizată și cred eu că este cel mai bun adversar cu care vom juca. Nu, normal că n-ar trebui să ne temem, cred eu că avem o echipă bună, trebuie doar să ne dorim mai mult decât ei și să dăm mai mult decât ei pentru a obține victoria, pentru că cred eu că calitatea avem. Valul de critici a bătut asupra tricolorilor după prestațiile din Muntenegru și Bosnia și Herțegovina a lăsat răni adânci. Știm doar să criticăm, a reacționat Dariu Solaru, nemulțumit de comentariile suporterilor și de valul de antipatie care s-a abătut asupra naționalei în mediul online. Edi Iordănescu se apără și el, motivând că nu are de ce să fie arătat cu degetul. Cred că este acțiunea care ne prinde cel mai prost din multe puncte de vedere. Cei mai mulți jucători care avem cu probleme la nivel de cluburi. Avem, din păcate, retrogradări, baraje ratate, competiția internă nu e ușor. Băieții de la Craiova nu au avut un sezon fericit, s-au ratat toate obiectivele. La FCSB s-au luptat până ultima clipă, au ratat campionatul. Singurii sau între puțini sau foarte puțini jucători care sunt bine sunt cei de la CFR care au venit cu un tonus bun că au câștigat campionat. Ar fi mai bine noi să nu mai citim toate chestiile astea de prin presă și cred eu că ar fi mult mai bine dacă am face asta. Fără să vreau, am intrat pe comentarii la echipa națională și am văzut foarte multe comentarii negative, așa că nu știu, nu pot să, mai bine nu mi-aș da cu părerea decât să intru și să scriu comentarii negative. Asta este mentalitatea noastră și ce putem să facem decât să criticăm de fiecare dată când avem ocazie. Jucăm mâine cu Finlanda, antrenorul Finlandei intră în anul al șaptelea, eu în total am făcut 21 de zile cu echipa, din care vreo 10 i-am avut în carantină data trecută, 21 de zile în total, de când sunt antrenorul echipei naționale. Cu siguranță că nu pot schimba într-un timp atât de scurt și nu pot influența atât de categoric cum aș fi dorit. Este război rece la Craiova. Miza este una uriașă, 300.000 de euro. Atât trebuie să-i plătească Mihai Rotaru lui Laurențiu Reghecamp dacă vrea să-l dea afară. Nemulțumit că Universitatea Craiova a ratat titlul și Cupa României, Rotaru vrea să-l schimbe pe Reghe, dar gratis, fără să-i dea banii din clauza de reziliere. Antrenorul oltenilor nu vrea să renunțe și a anunțat că săptămâna viitoare se va prezenta la reunirea echipei. Printre numele vehiculate pentru a prelua banca tehnică din Bănie se află și cel al lui Mirel Rădoi. Octavian Popescu este noul Sân Mărtean din fotbalul românesc. Talentul pe care tânărul atacant l-a arătat a impresionat pe toată lumea. Este altceva, îl laudă fostul său coleg Cătălin Straton. În topul preferințelor golkeeperului trecut pe la FCSB, Dinamo și Rapid, se mai află și Dariu Solaru, dar mai ales capitanul echipei. Florin Tănase este omul potrivit, la locul potrivit, din lotul antrenat de Toni Petrea. N-aș vrea să dau un nume, nu știu, sunt mulți care mi-au plăcut, dar hai să facem așa un top 3, să zic așa. Hai să facem compromisul ăsta. Nu o iau, nu vreau să fie ierarhia asta după... Aleatorie. Îmi place, mi-a plăcut Florin Tănase. De ce? Ca ce înseamnă, în primul rând, ce înseamnă ca fotbalist, să zici de două ori golgheterul României, mi se pare extraordinar. Relația pe care reușește să o păstreze echipă, staff, patron, știe să fie acel tampon și să fie bine pentru toată lumea. Este un capitan extraordinar. Îmi place Dariu Solaru, un jucător care se pregătește exemplar, cu execuții senzaționale, un băiat de mare calitate, chiar dacă e tăcut, este unul dintre liderii Stelei. Și să mai spun unul, lăsăm portăriei mei deoparte, că amândoi sunt niște băieți excepționali. Îmi place Tavi Popescu. Este altceva. Talent pur?
talent pur, sper, este un fel de Sân Mortean. Mi-a plăcut Sân Mortean, am reușit să fiu coleg cu el și mi-a plăcut extraordinar. Este acel jucător care ți-a ochi, să zic așa. Deci trebuie doar să aibă cap să gestioneze toată faima și tot talentul. Trebuie doar să aibă noroc acest copil, să-i deschidă Dumnezeu drumul pe care trebuie să-l ia, pentru că este umil, este muncitor, este super. Nu știu ce să spun, să ajungă mai sus, nu știu de ce ar avea nevoie, decât de șansă, că totul se rezumă la șansă în viața asta. A fost o zi emoționantă pentru Horia Tecău. În cadrul Sports Festival, același eveniment la care va fi și meciul de retragere al lui Adrian Mutu, a avut loc o zi de gală pentru tenis. Tecău și-a făcut oficial ieșirea din scenă într-un demonstrativ alături de Simona Halep, Andrei Pavel și Robert Lindstedt. Sala polivalentă din Cluj s-a dovedit neîncăpătoare pentru miile de fani care au venit să vadă pe viu ultimul meci din cariera de peste 20 de ani a lui Tecău. Foarte multe meciuri de care mi-aduc aminte, chiar ultimele, dar unul, spun așa, care e reprezentativ înaintea tuturor, este finala de la Wimbledon, pentru că ăla a fost visul suprem pentru mine, cel mai titrat turneu și reușind să câștig finala la cel mai titrat turneu și să-mi îndeplinesc visul. Pentru mine a însemnat o creștere, o evoluție. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire de luni, să aveți un weekend liniștit!